ziua tuturor! Sunt Diana Andone, directorul Centrului de E-Learning din Universitatea Politehnică din Timișoara și bine ați venit la cel de-al 12-lea webinar împreună online. Am inițiat și am derulat 11 webinarii împreună online în perioada din aprilie până în august 2020. Ele au fost realizate cu sprijinul, să zicem, întregii politehnici din Timișoara, dar și sub girul Asociației IEEE, secțiunea din România, și Asociației Internaționale EDEN și Asociației Române a Universităților Tehnice. Așa cum știți, aceste webinarii au avut ca principal scop întotdeauna, pe lângă o parte, să spunem, formativă, în care am încercat să prezentăm din experiența și a noastră, dar și a celorlalte universități care s-au prezentat, s-au axat în special pe o colaborare. Deci am dorit să prezentăm cât de bine este dacă colaborăm împreună și câte reușim să facem dacă punem umărul toți împreună și ne împărtășim și informațiile și cunoașterea și datele. Acest lucru a permis ca universitățile din România să desfășoare activitate bună în perioada care au fost, să zicem, din martie până în iulie 2020, să-și desfășoare și admiterea, să se pregătească pentru noul an universitar. De aceea am considerat oportun să începem seria de toamnă, cum zicem noi, a acestor webinarii cu temele legate de începutul noului an universitar, ce se întâmplă și care sunt provocările acestui început de an, ceva mai special din viața noastră a tuturor, fie că suntem cadre didactice, studenți sau chiar, să zicem, personalul care este implicat în activitatea universitară din universitățile din Timișoara. Bineînțeles că ne-am axat principal pe universitățile din Timișoara și de aceea mă bucur să avem alături de noi pe toate cele 4 universități de stat din Timișoara și am să încep să îi prezint pe rând pe interlocutorii mei de astăzi și am să încep cu gazda, semigazda de astăzi, cu domnul conferențiar dr. Inginer Florin Drăgan, care este rectorul Universității Politehnică din Timișoara. Bună ziua! Și am să continui cu domnul profesor universitar Marilen Pirtea, care este rectorul Universității de Vest din Timișoara. Marilen, nu te mai auzim. Te-am auzit la început. Ceva s-a întâmplat între timp. Haideți să mergem mai departe. Am să-l prezint pe domnul profesor universitar dr. Octavian Crețu, rectorul Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara. Bună ziua! Bine ați venit! Mulțumesc! Și cu drag! Și am, din păcate, domnul profesor universitar Cosmin Alin Popescu, care este rectorul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara, nu este prezent astăzi, fiind într-o delegație la București, dar ne bucurăm să avem alături pe doi prorectori, domnul profesor dr. Tiberiu Iancu și domnul profesor dr. Sorin Stanciu. Salut, mâna! Salut, mâinile și bună ziua tuturor! Bună ziua! Mulțumim pentru invitație! Acum haideți să vedem să-și rostească cuvântul de bun venit și domnul rector Pirtea. Da, să rămână, bună ziua tuturor! Mă bucur foarte mult că particip la acest webinar și sper să aflăm lucruri interesante. Cu siguranță și în special sunt convinsă că participanții doresc să afle foarte multe lucruri interesante. Câteva, să zicem, instrucțiuni pentru participanți. Încă acesta este un webinar, pentru cei care n-ați mai participat în acest tip de webinar, dumneavoastră nu vă vedeți și nu vă auziți, dar în schimb puteți să interacționați cu interlocutorii noștri și să puneți întrebări prin două moduri. Cel mai bun este prin Q&A-ul din Zoom, care este un buton pe care îl găsiți în sub fereastra dumneavoastră de Zoom și se deschide și puteți să puneți orice întrebare. Colegii mei vor încerca să răspundă la ele, colegii mei și din zona tehnică, dar și colegii mei din partea de centru de e-learning, dar și colegii mei care sunt universitarii care sunt aici prezenți în acest moment. Și totodată vor încerca să prezinte și vreau să fiu sigură că m-am mai auzit. Da? Ok.
că mi-a sunat telefonul și atunci se întâmplă să mai pierd sunetul. Așa este când folosești tehnologia avansată. Puteți să vă prezentați cine sunteți în zona de chat. Deci am să vă rog foarte mult ca toate întrebările pe care le aveți să le puneți în zona de Q&A, cei care sunt ne urmăriți acum din Zoom. Cei care ne urmăriți din YouTube sau de pe Facebook, vă rugăm să lăsați comentarii sau să folosiți chat-ul din YouTube pentru a putea pune întrebări. Colegii mei de la Centrul de e-learning vor prelua acele întrebări și mi le vor transmite și vom încerca să răspundem la ele și să le adresez întrebările colegilor mei din zona universitară. Am să încep cu prima problemă, care este poate cea mai stringentă pentru toată lumea și fiecare pe rând dintre cele patru universități vor încerca să dea un răspuns cât mai adecvat, să zicem, sau cât mai apropiat de informațiile de ultimă oră legate de începerea anului universitar și scenariile care sunt în derulare în spațiul universitar. S-a văzut în presă și în toată partea informatică foarte multe informații pentru învățământul preuniversitar. Și, într-adevăr, școlile, fiindcă sunt și mult mai mulți și fiindcă au și dificultăți unele dintre ele, poate pe zona digitală și de spațiu și de utilizare, au încercat să se pregătească după diferite scenarii și modalități. Dar foarte puțin s-a spus în ultima perioadă despre universități. De aceea am să-l rog pe domnul rector Drăgan să înceapă să ne spună cum s-a pregătit Politehnica din Timișoara, cu ce scenarii se gândește să înceapă acest an universitar la modul general. Da, noi în principiu, adică aș vrea să, ca și, să zicem, cuvinte cheie pentru ce derulăm în continuare, ar fi consultare, se spune adaptare și flexibilitate. Noi am început la începutul lunii august, am demarat o consultare pornind de la câteva scenarii, de fapt de la două, transmise către decanatele facultăților noastre și către reprezentanții studenților, prin care am pornit cu un scenariu în care primele 5 săptămâni sunt online, urmând ca următoarele 8 până la sărbătorile de iarnă, să fiecare specializare să fie împărțită în două ca și număr de studenți și să deruleze o parte, jumătate, activități față în față în laboratoarele universității, cealaltă parte urmând să deruleze alte activități care se pot derula online. Urmând ca după 4 săptămâni, jumătatea care a derulat activități online să vină pentru activități față în față, iar cei care au avut activități față în față să meargă pentru sau să reîntoarcă acasă pentru cele online. Deci ar fi așa, am acoperit cele 13 săptămâni, a mai rămâne săptămâna de după vacanța de sărbători și în această săptămână am programat activități doar online pentru finalizare. E o săptămână care începe destul de, să zicem, așa cumva din sărbători, undeva la începutul lunii ianuarie. Deci am considerat că acea săptămână poate fi pentru anumite recuperări de cursuri. Ideea inițială pe care am pornit-o și care ulterior prin feedback-ul primit s-a adaptat a fost să facem cursuri intensiv în aceste prime 5 săptămâni. Ei, din feedback-ul primit am lăsat la latitudinea facultăților să-și organizeze specializările așa cum doresc, adică acele ore care sunt în online pot să fie de curs, pot să fie de seminar, pentru că aceasta se pretează foarte bine, pot să fie și anumite laboratoare sau proiecte pentru care nu e nevoie de activități față în față. Și am venit cu încă o noutate la nivelul anului întâi. Am lăsat facultățile să decidă pentru această perioadă de prime 5 săptămâni, de fapt 4 din ele, ca în acea săptămână tampon să putem să schimbăm, mă rog, să pregătim cazarea pentru studenții din ceilalți ani. Deci facultățile să decidă dacă vor să-și aducă studenții din anul întâi. Această inițiativă a Facultății de Management și încă unei facultăți, Facultatea de Mecanică. În final, sunt 4 facultăți care au ales să vină pe acest scenariu și, practic, de săptămâna viitoare vor veni în Timișoara. Deci cam asta e foarte pe scurt. Acum, conexiunea e foarte bună legată de cazare, pentru că prin acea împărțire a studenților, dar probabil că e o întrebare respectivă. Bun, în regulă. Scenariul după ședința de senat, avem și scenariul de backup, care e scenariul online
după cursul semestrului. Bineînțeles, asta în funcție de cum evoluează situația, vom decide undeva săptămâna a patra, din nou prin consultarea și a facultății. Mulțumesc foarte mult. Da, într-adevăr, este foarte bine să se știe exact cum vor începe toți anii de studiu, fiindcă vorbim și de licență, și de master, vorbim în anumite situații și de învățământ la distanță și e bine să avem cât mai multe posibilități și cât mai multe scenarii la dispoziție. Am să trec acum să pun o întrebare similară cu ce scenarii a pregătit Universitatea de Vest și am să îl rog pe domnul rector Pirtea să spună și dânsul care sunt scenariile Universității de Vest. Da, mulțumesc frumos de această oportunitate de a discuta cu toți cei interesați în ceea ce privește modul de rulare a activităților didactice și de cercetare în perioada următoare la Universitatea de Vest din Timișoara. Aș vrea din capul locului să spun că în ordinul de ministru se spune clar că DSP-ul, cu o săptămână înainte, după ultimul anunț al scenariilor la nivel de comunitate, Universitatea poate să aprobe, să vină cu o decizie formală a Senatului privind modul de derulare a activității. Deci, cu 7 zile înainte de începerea anului universitar, vom putea avea o decizie finală legată de modul de începere a activității anului universitar. Noi am pregătit astfel de scenarii pe care le updatăm permanent în funcție de dinamica și evoluția lucrurilor. Aș mai vrea să vă spun că astăzi, la ora 20, la sediul Guvernului, va avea loc o ședință cu premierul Orban, doamna ministru, Anisie, consilier prezidențial pe educație și alți factori implicați și câțiva rectori care participă fizic, iar ceilalți colegi online din biroul Consiliului Rectorilor, privind modul de începere anul universitar în universități. Așa cum am spus, dacă până acum s-a discutat foarte mult despre preuniversitar, acum este un moment în care se vor formaliza niște lucruri sau vor fi niște retușuri ale ordinilor de ministru privind ceea ce înseamnă privind învățământul superior. După această ședință pot să vin cu mult mai multe lucruri concrete în general, nu legate de Universitatea de Vest din Timișoara. Iată că la Universitatea de Vest din Timișoara avem o universitate comprehensivă, cu 11 facultăți diverse, nu avem o structură monolitică cum este cea la Politehnică sau la Medicină, de aceea de la zona de științe sociale până la cele exacte, arte, vocaționale, plaja este diversificată. De aceea am abordat fiecare facultate în parte într-un mod distinct. Și avem două variante, o variantă care se va desfășura online pentru diverse facultăți, științe economice, drept, sociologie, psihologie și o variantă mixtă, hibridă, cu învățământ online în zona de cursuri și cu seminarii, laboratoare, în față în față, pe formații de lucru conform normelor epidemiologice. Astfel avem facultatea de fizică, chimie, biologie, geografie, facultățile vocaționale, muzică, arte, sport, care vor avea activități față în față, unele atât la curs și seminar, altele doar la partea de seminar. Evident că o facultate de muzică și teatru sau arte cu formații de lucru foarte reduse, comparativ cu altele, cum sunt cele de la științe economice, pot să fac acest lucru într-un context foarte bun, de aceea avem această diversitate. Deci învățământ online pe anumite tipuri de facultăți, în care putem intra în analitic dacă se dorește, și învățământ hibrid pentru celelalte. Evident că marea preocupare a noastră este anul întâi, pentru care vom încerca să pregătim în paralel o serie de măsuri particulare pentru a-i aduce cât mai aproape de universitate. Mulțumesc foarte mult! Într-adevăr, este foarte interesant să vedem și ce se decide, să zicem, la nivel de țară pe acest model, dar cred că, datorită autonomiei universitare în special, cred că fiecare universitate își va particulariza puternic modul de desfășurare a activităților. Și, într-adevăr, este vorba de lucrările practice și o să revenim și asupra acestor lucruri. Și acum, haideți să vedem Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara. Am să-l rog pe domnul rector Crețu
ne spună care sunt scenariile pentru care dânșii vor începe să lucreze într-un domeniu în care îndeplinesc mai multe pălării, și cea de profesor și cea de medic în spitalele din Timișoara. Da, așa este. La noi situația este mai particulară, dacă pot să spun astfel, fiindcă o parte dintre noi, dintre cadrele didactice, activăm și ca medici în spitalele municipiului nostru, care sunt spitale universitare. Problemele aici sunt duble la noi, deoarece marea majoritate a spitalelor din municipiu sunt fie spitale COVID, fie spitale suport COVID, adică care vin în ajutorul spitalului COVID, care este spitalul de boli infecțioase. Iar cele suport COVID sunt spitalul județean, spitalul municipal, spitalul CFR și spitalul militar. Singurul spital care nu este inclus în această luptă împotriva pandemiei cu SARS-CoV-2 este spitalul de copii, spitalul de pediatrie Luis Turcanu. Deci din cele 6 baze a noastre, 5 nu permit accesul studenților în spital datorită carantinării acestora prin lege speciale sanitare. Deci accesul studenților în aceste spitale, conform scenariului, va fi posibil doar în ultimul scenariu, nu vreau să vă speriu. Deci ultimul scenariu fiind situația în care corpul medical va fi copleșit de cazuri, personalul nu va mai face față și se va apela la studenții mediciniști începând cu anii 4-5-6 și, dacă situația se va agrava, la toți. În caz contrar, aceștia nu pot în acest scenariu intra în spitale. Situație care pentru noi este extrem de delicată, fiindcă tocmai activitatea clinică, care la noi se presupune a fi față în față, adică relația medic-pacient greu de presupus că e posibilă online, tocmai aceasta nu o putem realiza. Având în vedere această situație, au fost mai multe ședințe cu reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării și Ministerului Sănătății, ultima dintre ele având loc. La această ședință s-a insistat foarte mult pe sistemul hibrid. Evident că noi am dorit ca să facem școala nu hibrid, nu online, ci on-site. Dar ca să putem face școala on-site, avem nevoie de un cadru legislativ care să ne permită acest lucru, iar cadrul legislativ actual, v-am spus, nu ne permite acest lucru, ci doar într-o variantă care nu ne dorim cu toții, ar permite accesul studenților în spitalele menționate. De asemenea, astăzi la ora 11 am avut o ședință de urgență cu managerii spitalelor din municipiul Timișoara, cărora am cerut punctul de vedere privind posibilitatea deschiderii activităților în spitalele pe care domniile lor le conduc. Iar punctul de vedere în unanimitate a fost că acest fapt este imposibil de realizat. Ca atare, în această situație, suntem obligați să începem în online activitatea didactică, inclusiv cea practică, cea clinică, prin simulări, prin diverse prezentări de cazuri clinice. Putem folosi și eventual simulări cu persoane care nu neapărat trebuie să fie actori, dar cu siguranță nu vom putea intra în spitale, din păcate. Acest lucru ar putea fi posibil, dar aici trebuie să fie o asumare generală, nu o asumare a noastră a universităților de medicină, lucru pe care puneam. Adică trebuie să fie o asumare generală, mă refer aici a noastră, a rectorilor Universității de Medicină, Universității de Medicină din România, dar și pe de cealaltă parte a conducerii statului român, prin care în comun ne-am putea asuma modelul suedez, adică modelul deschis în care să păstrăm doar aceste prevederi actuale legislative la titlu de recomandări și să mergem, să continuăm activitatea
on-site, asumându-ne toate riscurile și fără a exista posibilitatea să suportăm consecințele legale care ați văzut că sunt de natură penală astăzi, anume zădărnicirea transmiterii bolilor infecțioase și infectocontagioase se pedepsește cu închisoare de la 3 la 15 ani. În atare condiții, deși dorința era să începem în format hibrid, deja două universități și prin votul Senatului de astăzi am renunțat la această idee. Am începe online, urmând să reevaluăm lunar sau poate la două săptămâni în funcție de modificările legislative și a situației pandemiei care, țin să vă spun, poate știți, poate nu știți, era de așteptat, de altfel nu este bună, în sensul că iar de la 1100 de cazuri am ajuns azi la 1700 de cazuri. Da, deci noi vom începe online. Perfect. Da, într-adevăr, cred că este cel mai dificil de văzut cum va începe o universitate care se bazează foarte mult pe profesorii care le sunt și medici, care lucrează în spitale și care cred că le este foarte dificil să intre, chiar și dacă ar veni într-o sală de curs, probabil, cu atât de mulți studenți sau ceva de genul acesta. Haideți să vedem și la Universitatea de Medicină, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului. Am să-l rog pe domnul Tiberiu Iancu sau domnul Sorin Stanciu să ne prezinte care sunt scenariile care veți începe, fiindcă și noastră aveți medicină veterinară, dar aveți posibilitatea să ieșiți în câmp. Exact, să zicem exact. Așa. Și noi avem medicină veterinară. În universitatea anului universitar se va desfășura sub egida împlinirii a 75 de ani de învățământ agronomic timișan. Noi, în urma consultărilor pe care le-am avut și în urma discuțiilor cu factorii de decizie, am mers pe o variantă hibrid, ceea ce înseamnă că vom desfășura activități didactice online și activități față în față. În primele 7 săptămâni vor veni în universitate anul întâi și anii terminali. Se vor desfășura activități de tipul cursului online, seminarului online, doar lucrările practice și laboratoarele vor fi față în față. După aceste 7 săptămâni vor veni în universitate ceilalți ani de studiu care vor desfășura aceleași activități, iar în timpul în care studenții nu vor fi prezenți în universitate, vor desfășura toate activitățile în sistem online, în sensul că, așa cum precizam anterior, cursurile și seminariile oricum sunt desfășurate online, iar activitățile aplicative care pot fi susținute online se vor desfășura, iar în cazul în care există anumite activități care necesită prezența studenților în fața echipamentelor, acestea se vor desfășura în momentul când ei sunt prezenți în universitate. La medicină veterinară, așa cum ați precizat și dumneavoastră că avem și noi, vor fi prezenți în universitate în primele 7 săptămâni, anul 1, 4 și 5. Bineînțeles că activitățile față în față se vor desfășura pe formații de studiu mici, astfel încât să se asigure tot ceea ce înseamnă prevenirea și combaterea răspândirii acestui virus. Da, într-adevăr, cred că aceasta este, să zicem, o abordare cât mai corectă pe diferite scenarii, așa cum am auzit de la toate cele 4 universități. Se începe hibrid sau doar online? Asta este răspunsul care putem să spunem că este unificator pentru cele 4 universități, dar scenariile se vor modifica și se vor adapta în funcție de evoluție. Întotdeauna, să zicem, emoțiile cele mai mari și cadrele didactice și studenții le au când vin la universitate, cu anul întâi. Și la anul întâi, întotdeauna, este și o provocare mult mai mare, deoarece ei trebuie să-și găsească, să zicem așa, un ritm propriu. Este o diferență destul de mare
de trecere de la a învăța în orașul tău natal, de a merge la un liceu, de a-ți cunoaște foarte bine colegii și a veni într-un alt oraș, într-o altă universitate, de a trece pe un alt sistem educațional și pe un alt stil de abordare a educației. Ce se întâmplă cu anul întâi? Care este specific? Domnul rector Drăgan a menționat că pentru unele facultăți din Politehnică, studenții din anul întâi vor veni în primele săptămâni față în față. Dacă puteți să explicați ce alte activități ați planificat pentru anul întâi. Da, ei vor veni în primele 4 săptămâni față în față, urmând ca ulterior să vedem care e decizia facultății, dacă intră pe acel sistem hibrid cu online în paralel pe jumătăți de an, în paralel cu activități de tip față în față sau având în vedere că anul întâi și sunt foarte multe activități de tip seminar, în special pe zona de pe Politehnică, vor rămâne doar în sistem online, bineînțeles că depinde puțin și de situația epidemiologică. Anul întâi au decis pentru a face sistem față în față, așa cum am spus, 4 facultăți, e vorba de management, facultatea de chimie, inginerie chimică, bineînțeles, și facultatea de mecanică. E interesant pentru că avem și o facultate mare, facultatea de mecanică, și avem și facultatea de la Hunedoara, care a decis acest lucru, bineînțeles, acolo poate lucrurile sunt puțin mai simple. Care e avantajul? Avantajul e că vă putea caza doi în cameră, în camere din căminele 19-22 pe care le știți, care au apartamente cu 2 camere, cu grup sanitar. Deci cumva niște condiții foarte bune de cazare pentru aceste prime 4 săptămâni. E vorba de cazări, să spunem așa, parțiale, nu definitive, la nivelul întregului an universitar. Fiind doar 2 în cameră, pot respecta regulile de igienă. Pe acele cămine, noi avem obligația, conform normelor de la Ministerul Sănătății, să avem maxim 3 persoane. Deci stăm foarte bine. Vreau avea și alte activități, bineînțeles. Noi deschidem și biblioteca, pentru că luăm în calcul și, mă rog, vizite ale acestor subgrupe, mini-subgrupe, să spunem așa, și în cadrul bibliotecii. Poate că unii dintre ei, având în vedere că vor avea pe lângă aceste ore față-înfață, vor începe să aibă și cursuri care vor fi, bineînțeles, online. Dacă nu au o tehnică de calcul aferentă, pot să meargă la bibliotecă sau în sălile din facultățile noastre. Deci, pe lângă aceste activități, și centrul nostru de consiliere va avea o serie de activități, inclusiv, eu știu, de prezentarea facilităților politehnice, a bazei sportive sau, mă rog, chiar și dacă e nevoie, dacă vremea va permite, poate o activități cu ligile studențești sau, mă rog, cu câteva persoane desemnate de către ligi, legate de oraș. Deci e o sumă de activități care e finalizată în aceste zile de către cele 4 facultăți, mă rog, 3 în Timișoara și, bineînțeles, cea de la Hunedoara, astfel încât ei, dincolo de orele pe care le fac și de transmiterea de cunoștințe, să fie puțin și ghidați în începutul acestei vieți universitare, pentru mulți dintre ei total diferită, venind și după o perioadă în care poate au stat destul de mult în casă, pe sisteme online și acumulând o anumită, nu știu dacă oboseală e termenul cel mai bun, dar au anumit stres. Au avut și examene, atunci dorim să le asigurăm un cadru cât mai plăcut pentru începutul acestei vieți universitare, probabil în acord cu ceea ce doreau să facă venind la Timișoara. Într-adevăr, este foarte important să ne ocupăm de cei care vor veni. Sunt destul de mulți care vor veni în online numai și trebuie să vedem ce vom face pentru aceștia și cum vă planificați să deschideți anul universitar pentru anul întâi, să zicem. Da, vom avea o deschidere pentru toată lumea, nu numai pentru anul întâi, ci pentru toți studenții noștri, o deschidere online, care, bineînțeles, va fi găzduită de CEL și de Diana Andone, în care va fi o deschidere cu toată lumea, bineînțeles, puțin mai scurtă, nu poate ca și în alți ani, fiecare facultate putea să-și facă propria deschidere, urmând ca facultățile, după deschiderea cu toți studenții universității, ca didactice și așa mai departe, urmând ca facultățile să-și organizeze, în special cu anul întâi, să-și organizeze mici, n-aș spune deschideri, ci poate ar fi deja prime ședințe de organizare ale studenților, în special din anul întâi, pentru ca ei să știe, bineînțeles, cum funcționează campusul virtual. Avem tutoriale puse la punct,
avem tot felul de instrumente pe care trebuie să le comunicăm acestora. Anii trecuți era mai simplu, nu? Le dădeam canetele de student, își vedeau un orar și, mă rog, se mai interesau dincolo de o anumită, să zicem, consiliere care le era asigurată. Acum, în acest an, e un pic diferit și atunci trebuie să fim mult mai preocupați astfel încât ei să rămână focusați și foarte interesați de ce se întâmplă. Așa cum ai spus, bineînțeles, asta în special pentru cei din zona online, cele facultățile care au ales să meargă pe varianta online. Da, într-adevăr, este mult mai interesant ce se va întâmpla în zona online și care va fi modalitatea prin care Politehnica va reuși să-i sprijine pe aceștia, mai ales că așa este pe foc continuu. Duminică va fi ceremonia de absolvire pentru absolvenți și luni începem școala cu toată lumea. Dar Universitatea de Vest, tot așa fiindcă are o paletă foarte largă de facultăți și de specific, ce planifică pentru anul întâi? Erați vestiți pentru acea săptămână de inducție în care bobocii se bucurau din plin de venirea lor la Timișoara? Da, așa este. Noi la Universitatea de Vest din Timișoara considerăm că învățământul față în față nu va fi înlocuit niciodată cu un învățământ online în totalitate. Și de la înființarea universităților, Universitatea din Bologna, 1080, Universitatea din Paris 1100 și așa mai departe, învățământul față în față a rezistat de-a lungul secolelor și credem că totodată online-ul va fi prezent în continuare în diverse activități educaționale. Deci nu va face parte din viața noastră, dar nu va înlocui învățământul față în față. Și astfel, noi la Universitatea de Vest din Timișoara pregătim într-adevăr acea Introduction Week pentru anul întâi, deja celebră, va fi în prima săptămână din luna octombrie, ne adresăm anului întâi, pentru că suntem conștienți că viața de student nu înseamnă doar activitate de predare, învățare și de cercetare. Studenții trebuie să-și trăiască viața de student cu multiplele ei componente, cu activitățile sportive, cu activitățile culturale, cu activitățile sociale, civice și eu îi încurajez pe toți studenții Universității de Vest din Timișoara să încerce să vină în Timișoara, să participe în conform regulilor la diversele activități, dacă sunt online la cele didactice, dar sunt și alte tipuri de activități. Noi avem undeva la 40% din studenți și cei din anul întâi din Timiș și avem o statistică foarte exactă pe județe, 10 județe din jurul Timișului în care avem studenți și astfel putem să ne adresăm punctual fiecăruia în parte, pentru că fiecare student din cei 16.000 are un mail instituțional al universității cu parolă, cu tot pe care noi comunicăm oficial cu fiecare student în parte. Am făcut foarte multe chestionare cu Facultatea de Sociologie în toată această perioadă, i-am întrebat, i-am testat, i-am consultat, deci suntem într-un permanent dialog cu ei. De aceea vreau să spun că nu doar activitatea didactică contează, viața de student este importantă, îi îndemn să vină la Timișoara, chiar dacă își plătesc chirie unii dintre ei, pentru că noi avem undeva la 3050 de locuri de cazare oficiale, dar conform regulilor pandemice putem caza undeva la 1250 de persoane. Vedeți, contează autonomia, așa cum a spus, dar contează și regulile naționale, pentru că una dintre reguli este distanțarea la un metru jumate sau la un metru între studenți în cadrul orelor, că este un punct care se discută pe ordin de ministru acum. Și asta, evident, că implică imediat numărul și formațiile de lucru. Și noi, prin autonomie, nu putem interveni asupra lui. Deci avem cazări și noi, ca și Politehnica, sub un format de camere de 5 în care vom caza maxim 3, 2, camere de 2 în care vom caza un student cu baie. Am ales să ținem izolat un cămin integral pentru situații de izolare, dacă vor fi necesare și va fi doar pentru aceasta, și un cămin pentru vizite temporare în cadrul universității, adică într-un regim gen hotelier, prin care studenții doresc să vină 2 zile, 3 zile, mai ales cei de anul întâi, să participe în cadrul Universității de Vest din Timișoara la diverse activități sociale, culturale, tutoriale, întâlniri cu organizațiile de studenți, cu centru de pregătire și consiliere în carieră. Deci diverse activități, să cunoască universitatea, să se întâlnească cu
diversi studenți de ani mai mari, evident, respectând toate aceste reguli pandemice, adică să generăm, dincolo de activitatea didactică, chiar și pentru cei care sunt în online, un mod de viață de a cunoaște Universitatea de Vest, Timișoara, referindu-ne acum la cei de anul întâi, evident. De asemenea, în anul acesta, așa cum am spus, Introduction Week, prima săptămână va fi într-adevăr cu multe evenimente, inclusiv mini-concerte, respectând toate regulile. Noi încă din finalul anului precedent, universitar, am fost printre puținele universități care au făcut până în acest moment, au organizat cursul festiv în acele condiții, cu 500 de participanți maxim la distanțare, cu mânuși, cu toate regulile, după care evident că am văzut că sunt și alte universități și mă bucur că au făcut acest lucru. Știu că și Politehnica va face un astfel de eveniment și este foarte bine pentru că Timișoara până la urmă este un oraș al tineretului. Este un oraș universitar, este un oraș al efervescenței, un oraș al spiritului și acești tineri și studenții aduc toate acestea în Timișoara. Iar noi, universitățile, trebuie să încurajăm acest lucru, evident, în condițiile de păstrare a siguranței sănătății cât mai, în cât mai bune condiții conform legislației. Da, într-adevăr, ați pregătit foarte multe lucruri și despre cămii și despre anul întâi. Haideți să vedem Universitatea de Medicină și Farmacie ce va face pentru anul întâi și după aceea mai întrebăm mai încolo și despre cămine. Haideți să încercăm să fim un pic mai scurt, vă rog frumos. Da, noi vom face deschiderea online pentru toți anii și începând școala online nu o să putem decât să le dorim sănătate până când vom începe școala on-site. Tuturor, evident. Pentru restul studenților, căminele vor fi închise pentru toți anii de studiu. Un cămin fiind în prezent pus la dispoziție pentru eventualitatea în care vom apela la studenții voluntari, deci cei înscriși să susțină cadrele medicale care sunt în efortul de luptă împotriva pandemiei actuale și care sperăm să nu fie necesar să îi convocăm. Și la nevoie vom pune și celelalte, fiindcă să știți, sunt foarte mulți voluntari care s-au înscris. Acum așteptăm să vedem ce se întâmplă după deschiderea școlilor, mă refer la preuniversitar. Se pare că în două zile saltul fiind de 50% a numărilor de îmbolnăviri, în principiu el crește exponențial pe măsură ce zilele trec, adică mai mulți oameni infectați vor infecta mai mulți. Și vrem să vedem cam la ce cifră se va opri această rată de infectare. În prezent, reanimările sunt pline în Timiș, mutăm bolnavii la Lugoj, fiindcă mai tratăm și alte patologii, nu sunt toți cu SARS-CoV-2, trebuie să speriem populația și ascultătorii, dar tratând și alte patologii, reanimările sunt pline și parte din pacienți sunt locați deja spre Lugoj. Eu nu privesc așa optimist situația cu ce o să facem noi cu școala, ci mă gândesc la situația scenariului care va urma după scenariul în care suntem acum, în care e posibil să apelăm la studenții voluntari, astfel încât știu că mulți dintre ei s-au înscris și felicit pentru asta și pentru spiritul lor de atașament față de valorile umane și meseria care și-au ales-o. Și e posibil ca, din păcate, în loc să începem școala online, să apelăm la studenții voluntari fizic. Deci, în prezent, căminele vor fi închise, sunt puse la dispoziție doar pentru voluntari. Așteptăm să vedem ce se întâmplă. Vom face evaluarea peste 2-3 săptămâni a situației și ne rugăm să fie bine și să putem începe școala on-site, lucru care mi-l dorim. Deci să nu credeți că noi la medicină suntem pentru școala online, Doamne ferește, noi suntem pentru on-site, fiindcă nu există medicină prin corespondență și relație om-medic-pacient, mai știu eu, la distanță. Deci asta este de neconceput. De aceea v-am spus că marea majoritate, poate dintre noi, suntem adepții asumării situației și participării cu orice risc la activitatea didactică și medicală, care la noi este o activitate prin cumul de funcție și de fapt se intrică atât de mult
fiindcă actul medical în sine este și un act didactic atât pentru studenți cât și pentru rezidenți. Și în situația în care legislația ne va permite sau ne va cere, cu siguranță asta ne dorim și asta vom face. Dar până atunci, căminele vor fi închise și școala va fi online. Da, într-adevăr, vedeți, de aceea suntem aici toți, fiindcă paleta de probleme care apare este foarte diversă de la universitate la alta. Haideți să vedem și la agronomie ce vor face pentru anul întâi și să ziceți atunci și despre cămine, fiindcă s-a zis și despre asta, acum o să vă mai întreb eu despre cămine. Vă rog. Da. Sperăm din tot sufletul ca scenariul la care ne-am gândit noi să fie pus în practică, dar nu vom ști sigur decât cu 7 zile înainte de începerea anului universitar exact modul în care vom desfășura activitatea în viitor. Noi așteptăm cu mult drag studenții care s-au înscris și au confirmat un loc la noi la universitate. Îi așteptăm atât pentru desfășurarea activităților didactice care sunt planificate, dar și pentru alte activități, întrucât, cum toată lumea știe bine, suntem o universitate de științele vieții. Avem o bază materială deosebită și aici vorbim de stațiunea didactică experimentală, stațiunea tinerilor naturaliști, ferme, terenuri de sport și alte facilități pentru studenți. Studenții vor lua contact, vor vizita, vor cunoaște întreaga bază materială de care dispune universitatea, locul în care pentru viitorii ani își vor petrece timpul în Timișoara, la noi, în curtea noastră, să spun așa. Bineînțeles că contactul cu decanul de an, îndrumătorul de an, care reprezintă sau va reprezenta foarte mult pentru legătura dintre studenți și școală, o să le prezentăm proiectele universității. Am lansat cu puțin timp în urmă un proiect educațional în care vom implica studenții. Universitatea le va pune la dispoziție teren și tot ceea ce au nevoie pentru a demara o mini-afacere, să zic, să dezvoltăm spiritul antreprenoriat al studenților. Vor fi echipe mixte din toate domeniile, pornind de la inginerii, să zic, viitori ingineri agronom, până la inginerii care termină specializările de industrie alimentară, management, protecția plantelor și alte specializări care impun și necesită prezența lor în spațiul producției agricole și a dezvoltării unei afaceri în acest sens. Bineînțeles, am pregătit toate structurile din universitate care au legătură cu studenții. Aici vorbim de centrul de consiliere, vorbim despre Liga Studenților și alte structuri care să prezinte studenților ceea ce se întâmplă în universitatea noastră, să-i orienteze în cazul în care aceștia încă se gândesc pe ce cale să o apuce ulterior absolvirii universității. Deci cu mult drag îi așteptăm și sperăm să avem această întâlnire față în față cu studenții din anul întâi. În ceea ce privește cazarea, că ați spus ca să discutăm și despre aceste probleme, îl rog pe colegul meu, prorectorul Stanciu, să prezinte câteva aspecte în ceea ce privește cazarea studenților care vor păși în universitatea noastră. Mulțumesc, domnule prorector. Bună ziua, dragi colegi. În ceea ce privește cazările studenților noștri, evident, trebuie să ne supunem ordinului ministrului care a venit la data de 1 septembrie. Studenții, respectiv cei pe care îi considerăm în primele 7 săptămâni eligibili de a veni în curtea noastră, vor fi cazați câte 2 sau maxim 3 în cameră în funcție de dimensiunea camerei, vor avea grupuri sanitare proprii. Evident, numărul de cazări va fi sub jumătate după calculele estimative care le avem astăzi și vor fi cazați doar studenții anului întâi și studenții anului terminal. Evident că în cămin am creat niște protocoale,
vor fi informați și instruiți non-stop, atât de decanetean, atât de administrația căminelor. Din păcate, regulile sunt destul de stricte în ceea ce privește statul lor în cameră, în sensul că vor avea o serie de restricții. Din păcate, petrecerile trebuie să le mai, amâne un pic. Va fi evitat mersul dintr-o cameră într-alta, vor trebui să poarte măști de protecție și în interiorul căminelor. Din păcate, trebuie luate aceste măsuri tocmai pentru siguranța lor și astfel încât și colegii din anii mai mari care vor veni după cele 7 săptămâni să aibă șansa și ei să vină în campus și să participe la cursuri, la laboratoarele față în față pe care le-am analizat. Momentan nu am luat o decizie oficială asupra acestui scenariu, urmează doar votul Senatului, Consiliul de Administrație în mare parte a decis. Vom vedea și în funcție de evoluția epidemiologică a județului Timiș și a Timișoarei dacă vom putea merge pe acest scenariu. În cazul în care cifrele vor crește foarte mult, din păcate, cazarea studenților nu știu în ce măsură va mai fi posibilă și, evident, cazarea studenților, având studenți din multe județe din țară, se leagă implicit de venirea lor la cursurile față în față, astfel încât una fără cealaltă nu poate funcționa. Da, așa este și aceasta este poate una dintre cele mai stringente probleme care văd că apar în Q&A. Le mulțumesc interlocutorilor mei că răspund la aceste întrebări și în scris. Am să-i rog pe toți participanții și pe cei care au venit poate puțin mai târziu în acest webinar, puteți să adresați întrebări și în scris, mai ales în scris în zona de Q&A. Și vor încerca toată lumea să vă răspundă cât se poate. Problema aceasta cu cazarea în cămine a fost de la bun început. Deci, de fapt, de când am început sfârșit anul universitar, toți o știam că va fi cea mai mare problemă pe care o vom avea, fiindcă dacă în spațiile educaționale mai reușeam să facem fie în grupe diferite, grupe mai mici, era foarte dificil să putem să găsim modalități de cazare pentru toată lumea. Sunt foarte multe întrebări în Q&A, după cum vedeți, de cazare, așa că am să adăug, pun o întrebare și puteți să răspundeți care doriți, nu mai vă voi mai da cuvântul pe rând. Întrebarea este, ce faceți, cum mitriați? Cum decideți, pentru cei care deschideți căminele? Bineînțeles că am înțeles de la domnul rector Crețu că în principiu medicina nu deschide căminele decât pentru studenții voluntari și aveți o întrebare, după cum ați văzut și în Q&A și ați răspuns deja parțial la ea. Cât sunt aceștia și cum îi veți caza pe aceștia ca să păstrați și distanța socială. Deci, pentru restul, cum îi decideți pe ei? Cine poate să intre în cămin? Vă rog, domnul rector Drăgan. Da, aș răspunde pentru că nu ne fi pus întrebarea de cazare. Bineînțeles că am lăsat pentru atunci când va veni întrebarea legată de cazare. Da, nu e nicio problemă. Aș răspunde puțin și legat de cazare. Politehnica, am făcut un calcul și noi avem tradițional peste 6.000 de locuri de cazare pentru studenți, nu numai a noștri, noi am primit în fiecare an, știți foarte bine, și studenți, în special de la Universitatea de Vest, cred cu număr de 6-700 de studenți de acolo. Anul acesta, numărul de locuri pe care îl putem asigura pentru studenți în acest scenariu hibrid, care pentru studenții universității noastre este suficient, este 4.226 la cazări 2 în cameră, respectiv 3 în cameră, în camerele mari. Am și comunicat Universității de Vest că, din păcate, foarte probabil nu vom mai putea caza numărul de studenți pe care cazam în trecut. Chiar acum sunt studenți care încă lucrează de acolo și probabil la finalul lunii vor trebui să părăsească acele camere. Noi avem în continuare 2 cămine care au rămas deschise pentru cei care lucrează sau activități legate de proiecte derulate în interiorul universității, bineînțeles, într-o formă remunerată. Acele cămine, în formatul de acum, rămân tot așa cu studenți care desfășoară activități la anumite, lucrează, să spunem așa. În rest, deocamdată, având în vedere că în aceste prime 4 săptămâni avem doar un număr de 400 de studenți, 450 de studenți în Timișoara, mai sunt și la Hunedoara peste 100, care vin să participe la
activități de cu anul întâi, la cele trei facultăți din Timișoara. Cazările se vor face în două cămine, doi în cameră, încercând să-i grupăm după formațiile de studiu, pentru ca să nu fie o expunere prea mare, să nu fie din, eu știu, formații diferite, astfel încât dacă apare un astfel de caz, să limităm cât putem efectele unei astfel de situații. Deci aceasta e situația pentru primele 5 săptămâni, 4 sunt de cazare, o săptămână pentru a steriliza sau a curăța în camerele în care stau studenții din anul întâi, pentru a le pregăti pe toate căminele pentru scenariul hibrid cu toți studenții universității, dacă vom ajunge acolo. Acum, așa cum spune domnul rector Crețu, există și din punctul meu de vedere, chiar dacă dânsul clar e mult mai informat, dubii că vom putea desfășura activitățile în acel mod. Eu m-aș bucura să o facem pentru că ar însemna că mergem pe un trend descendent. Până la urmă, acest pilot al nostru de anul întâi, de cele trei facultăți, ne ajută destul de mult, zic eu, să ne crește încrederea oamenilor că putem desfășura astfel de activități. Pentru că eu sper să nu avem probleme. Ei, în partea a doua vom avea acele grupări de 5 persoane pentru camerele mari și respectiv tot 2 pentru cele mici, dar cu maxim 3 persoane. Noi am lăsat asta la începutul lunii august, cred că am fost primii din zona care am făcut-o, astfel de grupări în camere. Acum eu am avut avantajul că am fost proiector chiar pe zona respectivă și cunoșteam foarte bine domeniul, astfel încât respectăm, dincolo de faptul că respectăm și normele de la Ministerul Sănătății, putem să asigurăm, așa cum am spus, cazare alternativă pentru toți studenții universității noastre. Un lucru foarte important pentru studenți. Deci, din punct de vedere al cazărilor, vom încerca și în partea a doua. Noi, inițial, discutând cu reprezentantul studenților din Consiliul de Administrație și cu reprezentanții studenților, am încercat să păstrăm acele precazări tipice cu anumite grupări pe care ei și le doreau. Ei, situația cred că nu ne va permite și când vom reveni la cazări pentru toți studenții, va trebui din nou să ne gândim la cazări bazându-ne pe formațiile de studiu, astfel încât să limităm efectele, mă rog, apariții unor cazuri neplăcute. Deci mergem pe aceeași idee, sunt convins că studenții pe care i-am consultat și consultăm permanent vor înțelege astfel de situații, nu vor mai putea sta neapărat în cameră, bine, în 2 sau 3 persoane, cu prietenul dintr-alt an va trebui să fie cu cineva din anul lui. Deci din acest punct de vedere nu cred că sunt probleme. Acoperim, și asta a fost și gândirea când am pus problema modului de desfășurare a universitar, să oferim cazare pentru toți studenții politehnici în niște condiții de siguranță. Da, într-adevăr, modalitatea aceasta de a-i caza, să zicem, poate după formațiile de studiu este ceva mai sigură, dar sunt sigură că mă repet acum, că va crea multe nemulțumiri prin rândul studenților. Ce se întâmplă în rest? Cum îi veți stabili pe cei care rămân în cazare și cei care nu au dreptul de cazare? Că nu vor putea toți care au depus cere, probabil, să depună să fie cazat, domnul rector Drăgan. Deschideți microfonul. Da, la noi vor putea fi cazați toți, pentru că efectiv am făcut calcul, așa cum am zis, numărul de locuri de 4226. Bun, e pe calcul de acum, în așa fel încât să știm exact cât putem caza. Având în vedere că e vorba de jumătăți de ani și că noi cazam în principiu undeva peste 6.000 de studenți, dar studenții politehnici erau undeva la 5.300, vă dați seama că noi știm deja că putem asigura aceste condiții pentru toți studenții politehnici, vor putea fi cazați toți. Ce nu se poate întâmpla în aceste norme este să cazăm pe toți studenții noștri pe tot parcursul semestrului. Pentru că, așa cum știm, ar trebui să cazăm 4 în camere. Și la 4 în camerele mari nu am putea face acest lucru pentru că nu am respectat normele, numărul maxim fiind de 3. Dar pe organizarea de acum, sigur îi cazăm pe toți, nu e nicio problemă. Chiar am și discutat cu colegii de la social și am spus că, din punctul nostru de vedere, avem ca obiectiv, odată, obiectivul didactic. Ei se poate participa la activității de curs față, de ore față în față. Și al doilea obiectiv este obiectivul social. Ei să aibă locuri de cazare, să aibă condiții în regulă, chiar dacă din punct de vedere financiar, universitatea va pierde. E clar față de anii anteriori, pentru că și chiriile nu pot fi crescute și, mă rog, costurile chiriilor pe cameră nu pot fi crescute și, mă rog, sigur vom avea un deficit, dar
nu e aceasta problema. Problema e să aibă un învățământ de calitate și în aceste condiții și să rezolvăm partea socială. Ar mai adăuga, la anul întâi ei vor putea veni dacă au cazuri, a fost o întrebare, dacă au cazuri în care nu au conectare la internet sau nu au o tehnică de calcul adecvată, vor putea veni și pentru online în Timișoara. În celelalte cazuri, sau pentru anumite evenimente la care vor să participe, bineînțeles, trebuie doar să vedem despre ce eveniment e vorba, pentru că această zonă se transformă într-o zonă de turism, nu ne-ar avantaja pe nimeni. Cred, cu siguranță, și mulțumesc, și studenții din Politehnică s-ar pare că sunt cei mai norocoși până la urmă. Cine dorește să zică cum îi veți selecta pe cei care vor fi cazați? Da, aș vrea să spun eu, la Universitatea de Vezi în Timișoara. Aș vrea să spun la început că în peste vară noi am avut cam 700 de studenți cazați în căminele universității și n-am avut niciun caz de COVID sau o altă situație. Evident că sunt convins că și la Politehnică și în alte cămine au fost cazați peste vară studenți. La Universitatea de Vezi în Timișoara, așa cum am spus, avem două cămine care le păstrăm separat, unul pentru situații ocazionale de a veni studenți în Timișoara la universitate pe durata unor zile și unul pentru a fi stări de izolare dacă va fi cazul. În rest vom caza, așa cum am spus, conform regulilor în pandemie, ca și număr și ca spațiu, 1250 de locuri de cazare. Prioritate au studenții Erasmus, avem mulți studenți străini care sunt deja în Timișoara, vin în Timișoara și vor face activități și față în față și online. Studenții, după care studenții care vor derula activități față în față, conform înscrierilor lor în preînscrieri și decid prin intermediul facultății că vor fi activități față în față, deci aceștia vor fi prioritari. Studenți veniți din centre de plasament, studenți cu o situație socială defectuoasă sau una care nu le permite plata unei chirii, dar doresc să facă activități, studenți care participă la programe tutoriale, deși au activități online, dar participă la programe tutoriale cu studenți mai mari, cu alte activități în cadrul universității, cazuri sociale, cred că am mai spus, studenți români de pretutindeni și ei care pot să vină și studenții care nu desfășoară activități fizice, dar lucrează în Timișoara, au un loc de muncă pentru a-și putea păstra și pentru a putea profesa, vom acorda locuri de cazare și dacă mai apar alte situații. Acesta este o listă a priorităților, evident, toate în funcție de locurile care rămân disponibile în această ordine vor fi cazați. Dar vreau să vă spun un lucru, nu știu dacă ar trebui să ne temem foarte mult, probabil da, domnul rector Crețu știe mai bine de cazări și de modul de infectare sau infectare a studenților. Și noi ne gândim la gruparea lor în camere sau pe zone, pe paliere, în funcție de formațiile de studiu, în funcție de modul cum participă la ore, ca să fie cam aceleași grupări. Dar eu mă întreb un lucru. Am fost în Piața Unirii din Timișoara într-o seară, destul de târziu, și era plină piața, pline terasele, om lângă om, fără mască, că așa sunt condițiile, stând la mese, cum se cere legal, 4 sau 6 la masă, dar vă spun, tixită piața. Aceștia erau plină de tineri, plină de potențial studenți, de adolescenți, care după care, ridicându-se de la masă, evident, circulă prin oraș. Noi suntem foarte atenți la procesul didactic, noi suntem foarte atenți la modul cum intră în universități, la toate circuitele, la modul cum facem orele, dar molurile sunt pline de studenți, sunt pline de colegi, alte activități, alte zone și întrebarea este unde generează, să spunem, impactul cu un virus în universitate sau în alte zone și te trezești în universitate că vine contact. Adică măsurile nu știu dacă sunt unitare luate global și aici poate să apară mici gap-uri cu un dezavantaj pentru universități. Da, într-adevăr, asta este cel mai mare dezavantaj pe care l-au universitățile, mai ales cele din România, care nu au spațiile închise în universitate, cum este în cazul multora dintre universitățile care sunt, să zicem, din străinătate, care își închid în ziduri chiar universitatea. Domnul rector Crețu, sunt foarte multe întrebări, de ce nu deschideți căminele, dacă puteți să ne răspundeți la ele?
Da, păi aici chiar vreau să spun ce spunea și domnul rector Birte mai înainte. Prevederile legale sunt divergente, nu numai privind la măsurile de protecție în anumite zone socioeconomice sau pe stradă, ci și chiar în ceea ce privește cazarea studenților. De exemplu, din punct de vedere al ordinului care privește cazarea în căminele studențești, există anumite reglementări cu un anumit număr, cu o anumită distanță, dar nu scrie niciunde că oamenii vor sta într-o sală de lectură împreună și vor merge toți într-o toaletă comună, unde nu se mai respectă nicio distanțare socială și omul bănuiesc că nu e stalactită să stea în cameră plântat acolo, se va mișca și cu siguranță distanța de 1,5 metri dintre ei nu va fi respectată. Pe de altă parte, în Horeca spune că n-ai voie, e prevedere legislativă, deci mă refer la hoteluri, n-ai voie să stai decât unul în cameră sau poți să stai în cameră cu partenera ta, indiferent de soție sau partener în cadrul minorităților. Deci sunt deja două prevederi complet diferite. Ce a sesizat foarte bine domnul rector Marlen Pirtea este că riscul major de a face o boală gravă un student sau un elev, ce să vă spun, poate în mod excepțional la acea vârstă poți să faci, nu e imposibil, dar excepțional poți să faci o formă gravă. În schimb, ei sunt vectorii. Deci vectorii care vor îmbolnăvi cadrele didactice, care vor putea, în cazul nostru, îmbolnăvi pacienții. E, acolo rezultatele infectării vor fi cu totul și cu totul altele. Deci noi nu vrem să deschidem căminile decât în format un student în cameră, aia e foarte clar, și le vom deschide la nevoie, sau dacă v-am spus, legislația se va schimba și ne vom asuma cu toții, fiindcă poate la un moment dat chiar vom fi nevoie să o faceți, să o facem, fiindcă va trebui să conviețuim cu acest virus, trebuie să vă dau și o veste mai puțin bună. Producătorul cel mai avansat al vaccinului a renunțat la producția acestuia datorită reacțiilor adverse pe care le-a avut pe voluntari. E posibil ca să trească să conviețuim o lungă perioadă de timp și nu vom putea sta numai în stări de alertă, stări de urgență, încuiați în casă, știți? Fiindcă de un virus nu are rost să te încui, oricum te găsește în final. Trebuie să ne asumăm lucrul ăsta și va trebui probabil, cu respectarea acestor măsuri, să revenim la o viață normală și să mergem înainte. Deci problema majoră nu este pentru studenți și trebuie să înțeleagă lucrul ăsta și nici pentru ele. Este pentru părinților, este pentru bunicilor și această problemă este pentru cadrele didactice la noi și pentru pacienți. Acum, nu că doresc, eu sunt un om optimist și știu și colegii mei rector că sunt un om optimist, dar noi deja am pierdut un coleg în vârstă de 44 de ani, nu o să-i pronunț numele, care a fost victima acestei maladii. De aceea lucrurile nu trebuie privite superficial, trebuie privite în profunzimea lor, fiindcă putem să ne îndreptăm spre niște lucruri care ulterior să le regretăm. Iar dacă ne asumăm, atunci ok, ne asumăm, asta e, și mergem înainte într-un mod asumat. Dar să deschidem noi, să zic, căminele în situația în care mergem, o pun doi în cameră și toaleta comună nu mai au nicio distanță socială, nu mai au sala de lectură nicio distanță socială, e o amăgire, știți? Deci eu cred că e mult mai prudent și eu sper ca viața să nu-mi dea mie dreptate, înțelegeți? Fiindcă... Și eu sper același lucru, să știți. Da, jur, eu sper ca viața să nu-mi dea dreptate și asta le-am spus și la întâlnirea cu celelalte universități, fiindcă eram trei universități de medicină care doream să mergem online, trei hibrid, ulterior am rămas singur, azi dimineață, ca noroc, am mai revenit încă universitate din cele șase mari înapoi. Bine, asta fiind în discuția cu conducerea statului, unde se dorea modelul hibrid. Și atunci am rămas singurul care am spus, domnule, nu. Și am avut curajul să spun nu. Deci eu îmi doresc să greșesc, îmi voi asuma greșeala și în fața dumneavoastră și a colegilor mei și în fața studenților. Îmi doresc din suflet ca eu să greșesc și să nu am dreptate.
Dar dacă totuși voi avea dreptate și așa va fi, atunci va trebui să gândim lucrurile într-un mod asumat, lucru care l-am spus și ieri, adică ori ne vom baricada și ne vom ascunde de ceva în așteptarea unui vaccin care nu se știe dacă va veni sau când va veni, sau ne vom asuma și atunci vom acționa după modelul suedez, adică ne vom deschide, ne vom asuma situația, vom încerca să ne păzim și să mergem înainte. Dar așa, în situația unor legi care, cum să vă spun, au prevederi contradictorii, e foarte greu să pui în aplicare în mod corect prevederile acestea și te asigur că va și ieși bine. Da, într-adevăr, cel mai greu este să respectăm toți regulile, fiindcă, cum se și comentează pe aici și pe chat și în Q&A, universitățile și chiar și școlile fac minuni, încearcă să găsească toate soluțiile posibile, dar nu se întâmplă același lucru și în spațiul din exteriorul universității, iar noi nu putem să închidem universitatea în ziduri. Singura care ar putea face acest lucru e Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, care e mai, așa, mai retrasă din Timișoara, poate să pună, deși eu știu pe vremea când eram studentă, știam două spărturi prin care se putea intra și ieși pe acolo, deci cred că nici asta nu funcționează, măcar. Da, așa este, așa este. Din fericire am închis acele spărturi. Probabil că studenții noștri, fiind extrem de creativi, vor găsi alte metode să părăsească campusul. Da, într-adevăr, campusul universității noastre este, sub o formă sau alta, într-un anumit perimetru. Asta ne va da posibilitatea, la fel cum facem din luna martie anul acesta, să punem termometrul fiecărei persoane care intră în universitatea noastră. De asemenea, am luat în calcul să facem același lucru și la cazarea în cămine pentru studenții care vor veni în primele 7 săptămâni, la fel cu intrarea în clădirile facultăților, acestea sunt cuplate cam câte două pe fiecare corp de clădire. În ceea ce privește cazarea în sine a studenților, din fericire, până acum vă pot confirma că nu s-ar părea să avem probleme la numărul de sau la acoperitul numărul de solicitări de cazare, în sensul că o parte dintre studenți, și am luat o decizie săptămâna trecută, fiecare student din anul 1 și din anii terminal care am convenit să-i chemăm la școală, au fost sunați individual, personal, pentru a reconfirma sau nu dorința lor de cazare în campus. În urma și acestui, nu știu, chestionar, dacă pot să-i spun, au rezultat un număr de solicitări care, la prima vedere, acoperă, universitatea noastră poate acoperi aceste solicitări, dar menționez faptul că este pentru prima dată când o mare parte din bocii anului întâi, dar și din anii terminali, se vor caza în Timișoara, în chirie. A fost surprizător și pentru noi, au căutat resurse să o facă și asta, evident, ne ajută pe noi în soluționarea celorlalte cereri de cazare. De asemenea, am luat în calcul, nu de acum și tot cu decretarea stării de urgență, să întindem o mână de ajutor studenților care lucrează. În perioada martie-mai, când a fost stare de urgență, mai majoritatea studenților noștri care mai au sens în Timișoara au lucrat în supermarketuri, având și acest profil în universitatea noastră ca specializări, și ne-am realizat că dacă le oprim cazarea, așa cum am făcut-o cu ceilalți, implicit își vor pierde și locul de muncă. Am făcut acest gest, erau în jur de 60 de studenți, dacă mă aduc bine aminte, din martie, pentru cei care lucrau, tocmai pentru a nu-și pierde în cascadă și locul de muncă neavând unde să stea în Timișoara. De aceea, o nouă categorie de studenți care le vom oferi cazare vor fi studenții care vor lucra și care la data cazării, respectiv weekendul 1, 2, 3, 4 octombrie, vor veni cu extras din revisal că lucrează sau au un contract de muncă, evident, oficial, legal, cu o companie. Ce exact sunteți, dumneavoastră? Ce exact sunteți? Da.
Da, da. Dacă au extras servisal, se vor putea caza. După anticipările noastre, e vorba până astăzi undeva în jur de 200 de studenți. Probabil că cifra se va mai schimba raportat la cazarea în orașe sau alte situații. Deci va fi o a doua categorie de studenți care vor avea drept. Aceștia încercăm să nu fie doar din anii terminali, tocmai pentru a ajuta cu jobul, cu serviciul. Evident, toți studenții vor fi cazați conform ordinului pe grupe de studenți pentru a limita atât cât este posibil sau așa cum scrie în ordin transmiterea acestui virus, dar știm cu toții ce este în cămine, știm cu toții că studenții pe bună dreptate circulă, mai ales bobocii vor să-și facă prieteni, vor să se cunoască, aici situația va fi mai delicată. De asemenea, o altă categorie și închei, sunt studenții străini, aceștia în marea majoritate stau în Timișoara, stau în chirie, avem studenți din foarte multe țări și studenții Erasmus, ca și colegii de la Universitatea de Vest, domnul rector Birtea a menționat, studenții care sunt anunțați prin programul Erasmus, programul de mobilități, pe aceștia îi vom putea caza. Mai fac o mențiune, universitatea noastră deține și două pensiuni, atât în două locații diferite, care la nevoie pot suplini un număr, din păcate, relativ mic de studenți, undeva în jur de 40 de locuri de cazare, dar acestea le vom ține pentru studenții Erasmus sau studenții care, pe anumite criterii, încă nu le-am discutat, probabil media la școală, să le oferim o șansă de a sta în aceste pensiuni ale universității, în aceste două locații frumoase, astfel încât să mai câștigăm și acolo niște spații de cazare. Dar revin, până în momentul de față, nu pare să apară probleme în ceea ce privește cazarea tuturor studenților, dar în condițiile în care vom caza 2 sau maxim 3 pe cameră din aceeași grup, așa cum spune acest ordin. Dacă situația ne va permite, vom caza chiar și mai puțin, dar mi-e greu să mă pronunț momentan. Da, situația este fluidă pentru foarte multă lume. Dacă studenții Erasmus și în cazul Politehnicii vor fi cazați, probabil, adică cu siguranță prioritar, și studenții străini la fel, fiindcă dacă sunt aici și vin aici, trebuie să-i cazăm, va fi mult mai dificil pentru alții. Și fiindcă sunt participanți din toate colțurile României, nu doar din Timișoara, webinarele împreună online sunt foarte urmărite de către multă lume din România și nu numai, am avut participanți și din alte țări care sunt interesați să vadă ce se întâmplă cu sistemul educațional în România. Am pregătit și un poll, un sondaj de opinie pe care am să-l lansez chiar acum și am să-i rog pe participanții din Zoom să răspundă la el, pe ceilalți de pe Facebook și de pe YouTube pot să răspundă la aceste întrebări prin comentarii. Prima întrebare este: cum ați prefera să înceapă anul universitar, față în față, online sau hibrid? Deci puteți să răspundeți deja, vă rog frumos. Cea de-a doua întrebare este: vă considerați pregătiți pentru începutul anului universitar 2020-2021? Da, nu, nu știu, fiindcă această pregătire este un pic mai diferită decât a fost în alți ani, poate și mentală, și cu echipamente tehnice, și cu un mod de abordare, și cu timp care trebuie să ni-l acordăm poate mai mult tuturor activităților, fie că sunt online, fie că sunt față în față. A treia întrebare este: care considerați că este cea mai stringentă problemă, provocare în începutul anului universitar 2020-2021? Iar posibilitățile de răspuns sunt probleme legate de implementarea normelor sanitare, problemele legate de predarea digitală, probleme legate de asigurarea echipamentelor tehnice pentru studenți și lipsa informațiilor care poate să existe în anumite cazuri. Cum am zis, asta este pentru toată lumea, fiindcă noi credeam că o să vină lume doar din Timișoara, dar nu, sunt de peste tot din țară și din Republica Moldova și din Spania am văzut participanți. Considerați, altă întrebare care o mai punem în acest sondaj pe care noi îl facem și pe care îl vom face public rezultatele lui pe Facebook mâine, este: considerați că activitățile practice de la specializarea, disciplina dumneavoastră pot fi predate online? Și aici răspunsul este clar: da, nu, sau da, dar nu cu același impact. Sunt mai multe posibilități pe care puteți să răspundeți. Am să mai țin încă maxim un minut deschis acest sondaj de opinie în online ca să puteți să răspundeți la el și cei care sunteți în Zoom, fiindcă aceia puteți să răspundeți, ceilalți puteți să
scrieți comentariile la aceste întrebări în zona de comentarii de pe Facebook sau YouTube. Și între timp am să îi rog pe interlocutorii mei, pe colegii mei din universitățile timișorene să ne spună exact acest lucru. Cum s-au pregătit pentru educația digitală și dacă există un suport tehnic, mai ales pentru studenți. Sunt foarte mulți studenți care au solicitat suport tehnic în această perioadă. Aș începe eu, dacă îmi permiteți. Te rog. Da, aș vrea să fiu cât mai sintetic. Categoric, așa cum am spus, de ani de zile noi avem la Universitatea Vezi din Timișoara un mail instituțional pentru fiecare angajat al universității și pentru fiecare student și inclusiv pentru alumni. Deci putem avea o comunicare cu ei directă, avem acces la diverse platforme, din ultimii 3-4 ani de zile lucrăm la acest lucru. Standardizăm învățământul online pe aceste platforme, că sunt Google, că sunt Zoom sau când sunt altele, deci nu permitem la orice platformă de dialog să fie folosită în învățarea online, pe Cisco, Webex, că Learning, Google Meet-ul sau Google Classroom. Dar ce vreau să spun, de fapt, că de asta am vrut să intervin primul. Este o mare oportunitate pentru universități, pentru universitățile care au programe foarte bune, universitățile puternice, universități de calitate. Acest învățământ online, pentru că dispare principiul teritorialității și a vecinătății regionale și, așa cum ați spus, avem urmăritori în acest webinar din Spania și din întreaga țară. Am avut o experiență cu un curs digital post-universitar pentru învățământul online cu participare de 90 de persoane din 30 de județe ale țării. Deci, ca atare, universitățile au oportunitate mare de a dezvolta cursuri post-universitare într-un sistem long life learning, care dacă sunt într-un sistem unicat, într-un sistem de serie mică, sunt foarte bune, sunt conform unor competențe pe care le are universitatea respectivă, au oportunitate mare de a avea cursanți din nu doar din România, ci din și din alte țări. Adică, nu știu, avem un curs post-universitar, de exemplu, de blockchain, care este unic în România, care îl dezvoltă la Universitatea de Vezi din Timișoara, unul de cyber security și sunt convins că fiecare universitate are ceva particular care poate să ofere de foarte bună calitate și, repet, principiul teritorialității dispare, accesul este facil în acest sistem. Mulțumesc! Da, într-adevăr, domnul rector Dragan, pe dumneavoastră vă vedeam că ați ridicat mâna. Da, acum la noi era destul de simplu pentru că, dincolo de faptul că noi suntem, să zicem, foarte tare așa, pe partea de tehnologie, era un mediu în care ne mișcăm foarte bine. Dincolo de asta avem și un colectiv foarte dedicat care s-a ocupat nu de un an, doi, ci de foarte mulți ani acum. Nici n-am spune câți, că... Pot eu să zic de 20? Asta înseamnă, da, să nu divulgăm anumite lucruri. Azi că e vorba de Diana și de Radu. Pentru că, acum, contrar așteptărilor, sau, mă rog, celor ce s-au mai spus, partea aceea cu față în față, da, e adevărat, ține de modul în care vedem învățământ, modul în care am crescut, modul în care ne-am format. Dar eu consider că, din păcate, peste un număr de ani va deveni parțial istorie. S-ar putea ca unii dintre copiii care se nasc azi să nu mai aibă astfel de moduri de predare și atunci deschiderile vor fi cu totul altele. Deci cred că tehnologia va facilita foarte mult, iar ce se întâmplă acum, așa aici trebuie să recunosc că ar veni pe un ton optimist de avantaje din această situație, e faptul că ne modelează și ne schimbă puțin percepția vis-a-vis de modul în care învățământul oricum se va schimba. Deci astea cred că sunt lucrurile care vom rămâne după câțiva ani și cred că acest lucru se va vedea. Deci din acest punct de vedere, noi suntem foarte avantajați. N-am văzut că va veni pandemia asta, probabil din zona de medicină se putea vedea mai bine, dar, sau mă rog, au fost câteva semnale. Dar ne-am pregătit pentru ceea ce consideram noi tot timpul că va veni oricum ca o evoluție în societate. Partea de online va avea un rol tot mai important și atunci, din acest punct de vedere, noi avem, după cum știți, o platformă dezvoltată de noi, bazată, bineînțeles, pe Moodle, dar
care se poate intersecta cu orice alte medii. În general, ținem ca majoritatea, sau nu majoritatea, toate activitățile să se desfășoare prin această platformă. De ce? Pentru că în momentul în care avem o soluție, adică avem zeci de soluții, în acel moment vom avea studenți care vor învăța după soluții diferite, cadre didactice care trebuie să schimbe soluția sau alta și nu cred că putem vorbi, din punct de vedere tehnic, de un învățământ de foarte mare calitate, pentru că tot timpul se schimbă soluția cu care se lucrează. Din acest punct de vedere dorim să fim stabili, dorim să dezvoltăm, să ne interconectăm cu orice alte medii și chiar nu e nicio problemă, dar soluția noastră e soluția politehnicii. Și cu asta venim noi și cred că pentru studenții noștri, pentru cadre didactice, după o perioadă de acomodare pentru o parte dintre ei, pentru că o parte care predau deja aveau această obișnuință, e foarte bine pentru că pot să și foarte ușor să schimbe experiență. Din punct de vedere al pregătirii anului universitar, pot să spun că se lucrează din greu, au lucrat colegii de acolo și weekenduri, bineînțeles. Din ce cauză? Nu din cauză că practic aceste admiteri, începutul universității, au o perioadă de timp foarte scurtă între ele și trebuie înrolați studenți, trebuie pregătite, eu știu, materiale pentru acești studenți, trebuie resetat campusul virtual, platforma noastră. Sunt foarte multe lucruri care se întâmplă în aceste zile, tocmai pentru a avea un început de an foarte reușit și sunt convins că va fi așa. Da, mulțumesc că eu nu pot, trebuie să mă abțin, fiindcă sunt în cauză aici, dar într-adevăr, campusul virtual al Politehnicii a luat premii mai demult și sperăm să mai luăm și acum suntem nominalizat între primele trei de educație digitală din Uniunea Europeană, să vedem ce se va întâmpla până la urmă alături de universități de top din Olanda și din Anglia. Am să fac publice rezultatele polului ca să puteți să vedeți cu toții ce s-a răspuns și după aceea am să-i rog și pe domnii colegi de la celelalte două universități să zică pe scurt care este impactul educației digitale în modul în care veți aborda educația în acest an. Răspunsurile sunt, le citesc pentru cei care sunt pe Facebook și pe YouTube. La prima întrebare, cum ați prefera să înceapă anul universitar, marea majoritate spun că online. 41%. Din cei care au răspuns în Zoom, din păcate mi-e foarte greu să iau răspunsurile și din Facebook și YouTube, să facem o cumulare a lor. La a doua întrebare, dacă vă considerați pregătiți pentru începutul anului universitar, da, 79%, ceea ce mă bucură foarte mult, înseamnă că lumea a folosit cu folos, să zicem, această vacanță pentru a se pregăti și mental și fizic, cu echipamente și cu instrucții de cum să facă față acestui an universitar. La treia întrebare, care considerați că este cea mai stringentă problemă și provocare în începutul anului universitar? Cea mai mare este problema legată de implementarea normelor sanitare. Și aici domnul rector Crețu a tot menționat de nenumărate ori, sper că ne-au auzit și alții, nu numai cei de aici, că cât sunt de importante ele și în spațiul și în afara spațiului universitar să răspundem pozitiv tuturor acestora. Și bineînțeles că cealaltă întrebare și, să zicem așa, soluție care a apărut cea mai stringentă este cea cu problemele legate de asigurarea echipamentelor tehnice pentru studenți, așa cum s-a tot zis și s-a menționat pe aici, multe universități cumpără echipamente și asigură posibilitatea sau le asigură cazarea în cămin sigur la aceștia ca ei să poată să învețe pe echipamente care sunt în sălile mari de laboratoare din universități. A patra este, considerați că activitățile practice de la specializarea și disciplina dumneavoastră pot fi predate online. Aici este un pic de egalitate, mulți zic că da, 40%, și da, dar nu cu același impact, 46%. Deci întotdeauna așa și este, învățământul online, și asta, să zicem, este părerea mea după 20 ceva de ani de educație digitală și online și de cercetare în zona asta, trebuie abordată diferit. Deci e o altă tehnică de predare și de tehnologii instrucționale ca să poată să funcționeze corect. Am să-l rog pe domnul Crețu, rector Crețu, dacă dorește să ne specifice partea digitală pentru pacienții virtuali. Tehnologia da. Există, dar nu e așa de ieftină și de accesibilă. Da, așa este. Să știți că eu acum o să divulg cum am votat la punctul 1 și 4. La punctul 1 am votat față în față, deci școala on site, și la punctul 4 am votat că nu cred că pot fi substituite în online anumite activități care le avem noi în medicină.
Vă dați seama că pentru noi e și mai dificil și mulțumesc domnului rector Florin Drăgan pentru suportul care ne-l asigură pentru platforma de e-learning. Lucrăm puternic ca să ne reactivăm Moodle-ul și restul platformelor care le avem conectate cu acest sistem. Am fost nevoiți și noi să achiziționăm platforme instituționale atât pentru predarea online, cât și pentru examinare. Până în prezent se pare că am ales platforme bune, fiindcă nu am avut probleme. Suntem în negocieri, fiindcă prețurile nu sunt mici pentru biblioteca digitală cu Elsevier-ul. Am beneficiat de o gratuitate, ne-au făcut anumite reduceri, dar vă spun, costurile sunt fabuloase. Dar nu o să avem ce face și o să le contractăm. Deci pentru noi a fost ceva inedit cu școala online, nu ne-a fost ușor. Vă dați seama că pregătirea noastră nu era la fel ca cea de la informatică, de la politehnică și am avut nevoie de suport. Încă mai avem personal tehnic care merge în discipline, în departamente pentru a reuși să facă ca aceste platforme să fie funcționale și să nu ne blocăm. Dar asta este situația și aici știți cum e, eu nu fac în funcția mea de rector ceea ce cred eu că ar fi bine pentru mine. Eu personal sunt și am fost de la începutul acestei pandemii și colegii mei rector știu a dreptul tratării ei ca atare și nu am fost pentru oprirea timpului în loc și a vieții, fiindcă viața e unică și ea trebuie trăită și asumată cu demnitate. Și în plus, noi medici nu avem dreptul să ne speriem de boli, fiindcă de-aia am ales profesia ca să intrăm frontal în ele și să încercăm să ajutăm oamenii și să-i salvăm. De aceea eu sunt adeptul politicii deschise, politicii în care școala trebuie să facă față în față, în care spitalele trebuie să fie deschise și în care să ne asumăm cu demnitate cu toții această viață, această existență, bineînțeles să fim responsabili în ea și să ducem lucrurile înainte. Acum, din păcate, nu eu decid asta și va trebui să iau, în ceea ce privește universitatea mea, hotărârea cea mai corectă și legală pentru studenți și pentru cadrele didactice, mai ales fiind și în situația specială în care studenții mei nu pot intra în spitale. Vă dați seama ce școală on-site, față-față, pot eu să fac cu studenții, duc la Timișoara și nu intră în spitale. Îi duc să vadă Timișoara și să meargă la mall, cum spunea domnul rector Marilen, sau în Piața Unirii. Totuși nu e momentul acum nici de mall, nici de Piața Unirii, așa că o să mergem online și o să vedem în continuare, prin reevaluări periodice, ce vom face. Într-adevăr, situația nu este ușoară pentru nimeni. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului. Da. Vorbesc și eu deja mai mult. Vă rog. Doresc să precizez faptul că bazele digitalizării s-a pus la noi în universitate cu mulți ani în urmă. De ce? Pentru că la apariția formelor alternative la învățământul cu frecvență ne-a determinat să acredităm astfel de programe de studii și aici mă refer în primul rând la învățământul la distanță, care a presupus existența unor platforme prin care să comunicăm cu studenții, să desfășurăm activități didactice și să examinăm. Bineînțeles că în ultima perioadă noi am investit foarte mulți bani în achiziția de softuri pentru că nu avem specializări ca și Politehnica Timișoara să dezvolte astfel de aplicații care să ne permită desfășurarea unor activități de genul online. Am achiziționat și am dezvoltat o platformă de management universitar unde nu doar activitățile de examinare a studenților, încărcarea de materiale didactice este posibilă, ci inclusiv activități administrative în sensul că studenții pot intra să-și plătească absențele, să-și plătească diverse taxe, să facă anumite solicitări. Deci ne aplecăm foarte mult asupra acestor elemente. Și pentru viitor ne-am propus să dezvoltăm biblioteci virtuale,
și achiziția altor softuri care să ne permită desfășurarea unei activități așa cum trebuie pentru a respecta standardele de calitate impuse de ARACI și alte organisme și standardele de calitate pe care noi ca și universitate le dorim să le menținem la un nivel ridicat. Pe scurt, cred că problemele cu care ne confruntăm noi se confruntă fiecare universitate în țară. Poate unii sunt cu un pas înaintea noastră în ceea ce privește digitalizarea, dar sunt convins că putem să desfășurăm toate activitățile astfel încât să nu întâmpinăm probleme pe parcursul desfășurării acestora. Da, este foarte, foarte bine așa și vă mulțumesc foarte mult pentru implicarea tuturor în aceste activități, fiindcă ne apropiem acum să încheiem acest webinar. Vă mulțumesc tuturor pentru că ați participat. Îi anunț pe participanți, așa cum colegii mei au pus și în chat pe toate platformele pe care suntem. Cei care ați participat veți primi un badge, un certificat digital pe care noi le eliberăm. L-am introdus în România de un an și ceva. Cu aceste webinarii ele au devenit foarte populare. Am acordat peste 6.000 de asemenea badge-uri în acest moment, care sunt certificate digitale complet criptate, prima parte din tehnologia de tip blockchain, ca să spunem așa, care permit poate și pe viitor acordarea de diplome universitare sau nu, într-un stil complet digital, criptat și nefalsificabil. Ele vor fi primite prin e-mail de către toți participanții. Și fiindcă vreau să încheiem într-o notă ceva mai optimistă, am să vă rog pe fiecare dintre participanți, cu un singur cuvânt, vedeți că nu aveți voie decât un singur cuvânt, fix un cuvânt, să ziceți ce vă așteptați în acest an. Care vă este speranța sau dorința pentru acest an? Ok, încep eu, înțeleg, nu? Da. Încredere. Domnul Pirtea, mulțumesc. Spun eu, calitate. M-ați auzit? Da, da, v-am auzit, mulțumesc. Da. Domnul, asta a fost domnul Iancu de la agronomie, domnul Pirtea. Optimism. Și domnul Crețu, văd că a primit un telefon foarte urgent, a plecat de la calculator, din păcate. Cred că dânsul ar fi fost vocea un pic mai pesimistă dintre noi. Dar, eu cred că Tavi ar fi zis sănătate. Da, și eu cred, exact asta am vrut să zic. Deci suntem pe o palieră foarte diversă, cu opinii diverse, cu scenarii diverse, dar din fericire suntem toți pregătiți să facem față acestui an universitar puțin mai dificil. Și eu sunt convinsă că împreună cu toții, împreună online, cum numim noi aceste webinarii, colaborând, vom reuși să depășim această perioadă, poate nu foarte fastă din viața noastră a tuturor. Eu îmi doresc să fim toți sănătoși și întregi și să putem să lucrăm împreună cât mai bine. Săptămâna viitoare la acest webinar vom avea pe studenți, pe reprezentanții studenților din universități, care vor încerca să răspundă și ei provocărilor poate venite din partea mai multor studenți, mai mult a studenților, să zicem, decât a cadrelor didactice. Aici am avut și ceva studenți în acest webinar, dar mai puțin, care să zică, de fapt, cum sunt studenții pregătiți pentru acest an universitar. Până miercurea viitoare la ora 16, vă mulțumesc tuturor pentru că ați participat. Le mulțumesc celor trei rectori și doi prorectori din universitățile timișorene pentru timpul acordat într-o săptămână care nu e ușoară pentru nimeni și multă sănătate tuturor. Mulțumim și noi. Multă sănătate. Multă sănătate, numai bine. La revedere.